Iubiți credincioși, sărbătorim astăzi una din sărbătorile Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, și anume 2 iunie, pentru că el mai este prăznuit pe data de 24 iunie, când este sărbătorită și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Acest sfânt, mare mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care are moaștele în Catedrala Episcopală a Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, este unul dintre cei mai mari mucenici ai creștinătății și ai mucenici care își află moaștele pe teritoriul țării noastre. El s-a născut în jurul anului 1300, într-o familie vlavioasă de negustori din Trapezonda sau Trepizonda, o localitate din Turcia de astăzi, și acolo, în această localitate care pe atunci era încă în Imperiul Bizantin, era marea și duhovnicească creștinătate care trăia în lumea bizantină. El a învățat de mic evlavia, credința, rugăciunea, dogmele credinței și așa, fiind foarte credincios, evlavios și cunoscător al dogmelor credinței ortodoxe, și-a început lucrarea sa de negustor. Undeva pe la anul 1330, când el avea vreo 30 sau 32 de ani, 1332, mergând cu corabia împreună cu alți negustori, între care erau și negustori italieni, genovezi și venețieni, spre Cetatea Albă, cetate care a fost multă vreme a domnitorilor Moldovei, dar care atunci se afla sub stăpânirea tătarilor Nogai. Deci, mergând spre acea cetate în care guvernatorul cetății era tătar, un negustor venețian cu numele Reins, oarecum l-a ispitit pe Sfântul Ioan în credința sa. Pe corabie au avut foarte multe discuții despre credință și Sfântul Ioan a mărturisit credința cu multă tărie, cu multă putere și a arătat adevărul de credință așa cum a fost stabilit în prima mie de ani, în primele 7 sinoade ecumenice, de la 325, sinodul de la Nicea, până la 842, când a fost ultimul sinod și când a fost stabilită Duminica Ortodoxiei, când practic s-au stabilit toate dogmele Ortodoxiei ale dreptei credințe, și lucrul acesta l-a destabilizat oarecum sufletește pe vicleanul negustor venețian cu numele Reins, care deja adoptase ereziile bisericii apusene ale bisericii romano-catolice, cu primatul papal, purcederea Duhului Sfânt și din Fiu, adică Filioque, și celelalte care practic au despărțit biserica de apus de biserica de răsărit. Și văzând viața sfântă, curată și statornicia în credință și puterea de mărturisire acestui tânăr negustor, acestui Sfânt Ioan, s-a prins de invidie împotriva lui și s-a gândit să-i facă rău. Și răul l-a făcut în felul următor. L-a părât la guvernatorul tătar al Cetății Albe cum că negustorul Ioan ar vrea să se lepede de credința creștină și ar dori să devină tătar. Guvernatorul l-a chemat pe tânărul negustor Ioan, l-a întrebat, bucurându-se și felicitându-l același timp, cum de s-a hotărât ca să schimbe credința, spunându-i că este o mare bucurie pentru ei, pentru tătari, ca un creștin să se lepede din credința în Hristos și să vină la o credință veche, păgână.
Și în această discuție, Sfântul Ioan imediat s-a dat seama de aceste uneltiri ale negustorului Renz, care practic au uneltit din invidie, din ură împotriva lui și a spus exact invers decât ceea ce mărturisise Ioan. I-a spus că el nu vrea să se lepere de credința creștină, că iubește pe Dumnezeu, să închină lui, că să închină Tatălui, slăvește pe Fiul, mulțumește Duhului Sfânt și că nici de cum nu vrea ca să se lepede de credința sfântă ortodoxă pe care o practică din copilărie. Guvernatorul tătar atunci s-a supărat, l-a supus unor torturi, l-a întins jos, l-au bătut cu vergi și văzând că nu se leapă de credință și că mărturisește cu foarte multă tărie credința creștină, atunci a hotărât să-l pună în închisoare și dacă nici după mai multe zile de tortură nu se va lepăda de credință, să fie condamnat la moarte. Sfântul Ioan a fost torturat câteva zile la rând, a fost bătut bestial, a fost chiar legat de coada unui cal și purtat pe străzile cetății albe. Vă închipuiți că bucăți din carnea lui și din oasele lui au rămas pe caldarâm, pe aceste pavaje de piatră ale cetății albe. Iar nici după atâtea torturi, spunând că el nu se leapă niciodată de Hristos, că îl iubește pe Hristos, că cel ce rabdă până la sfârșit, acela se va mântui, acest lucru l-a supărat foarte tare și unul dintre apropiații guvernatorului tătar i-a tăiat capul Sfântului Ioan. I-a fost tăiat capul și a fost lăsat acolo să zacă trupul lui plin de sânge pe piatra caldarâmului unde a fost decapitat. Guvernatorul n-a dat voie creștinilor nici să-l îngroape, nici să ia trupul de acolo, nici să-i facă slujbă de mormântare. Și atunci Dumnezeu a făcut o minune cu vrednicul său mucenic și anume a trimis trei îngeri din cer care cu cădelnițe de aur tămâiau trupul Sfântului Mucenic și i-au cântat slujba mormântării. Garda guvernatorului tătar, crezând că sunt preoți creștini, a tras cu arcul, a încordat arcul și a tras cu săgeata asupra lor. I-au rămas mâinile înțepenite pe arc și pe săgeată și atunci a dat seama că este o minune a lui Dumnezeu și a mărturisit ce a vrut să facă și a dat seama că sunt îngerii lui Dumnezeu și guvernatorul, auzind despre această întâmplare extraordinară, s-a speriat și el, s-a speriat și au chemat preotul creștin din Cetatea Albă și i-a dat voie ca să ducă trupul Sfântului Ioan și să-l înmormânteze în cimitir. A fost înmormântat în cimitir cu slujba cuvenită, iar după mai multă vreme au început să facă minuni la mormântul lui. Acest negustor, anume Renz, care l-a trădat ca și Iuda, care practic a fost cauzatorul morții muceniciei Sfântului Ioan, în îndrăzneala lui vicleană, perfidă, a mai vrut să facă ceva. A vrut să fure trupul Sfântului Ioan, să fure moaștele Sfântului Ioan, mucenic Ioan, și să le ducă în Veneția. Este un specific al lumii viclene care nu are credință adevărată, ci doar de suprafață, să profite într-un mod inteligent, s-ar spune, de bucuriile credinței, fără ca să treacă prin cerințele credinței, prin grile, prin crucea credinței. Și atunci Dumnezeu n-a îngăduit lucrul acesta. Sfântul mucenic Ioan s-a arătat preotului din Cetatea Albă și i-a spus despre această viclenie. Și i-a spus, dezgroapă moaștele mele, ele, din mormânt, și du-le în biserică și pune-le spre închinare.
Și așa au stat în Cetatea Albă vreme de 80 de ani, peste 80 de ani în Cetatea Albă. Până când, începând cu anul 1400-1432, la cârma Moldovei a urcat domnitorul Alexandru cel Bun. Un domnitor foarte evlavios, foarte credincios, foarte cumpătat, foarte echilibrat, foarte viteaz, dar, în primul rând, caracterizat prin evlavie și prin bunătate. El a reușit să obțină autonomia Mitropoliei Moldovei, adică recunoașterea sa autonomă. Este primul care a numit ca mitropolit un mitropolit din Moldova, un localnic, pe mitropolitul Iosif, care era tot de neamul Șatin, rudă cu domnitorul, ce ne mulțumea oarecum Patriarhiei Constantinopol, pentru că până atunci erau doar mitropoliți greci trimiși din Constantinopol. Și după mai multe tergiversări și discuții, datorită vrednicia acestui domnitor, Mitropolia Moldovei a fost recunoscută. Ei, pentru a consolida Mitropolia Moldovei și a întări duhovnicești, el s-a hotărât să aducă moaștele vreunui sfânt mucenic important. Și așa s-a întâmplat că el a hotărât pe la anul 1415 să aducă la Suceava moaștele sfântului mucenic Ioan cel Nou din Cetatea Albă. Ele au fost aduse cu mult alai, cu multă cheltuială a domnitorului de la Cetatea Albă la Suceava și au fost întâmpinate undeva lângă Iași. Deci a mers domnitorul în frunte cu toți boierii țării, cu mitropolitul și cu preoții, până dincolo de Iași, undeva mai aproape de granița cu Moldova de dincolo de Prut de astăzi, într-un loc numit Poiana Vlădicăi. Și acolo, în acel loc, au întâmpinat moaștele Sfântului Ioan cel Nou cu multă evlavie, cu multă credință și l-au adus în Suceava ca și ocrotitor al Sucevei și ocrotitor al întregii Moldove. Ei, ziua de astăzi este o zi în care Sfântul Ioan a făcut o mare minune. La un moment dat, Moldova a fost atacată și pentru a nu fi arsă, profanată, toate bisericile, preoții și mitropolitul de Suceava au hotărât să ia moaștele Sfântului Ioan cel Nou din catedrală, din biserică, să le ducă în cetatea Sucevei, care era de ziduri de piatră și se era apărată, ca să nu fie profanate. Și atunci Sfântul Mucenic Ioan nu s-a lăsat dus. Moaștele erau atât de grele cât n-au putut fi clintite din loc. Și atunci au înțeles toți că Sfântul Ioan nu vrea să plece și că el va apăra cetatea. Și așa a fost că Sfântul Ioan s-a arătat deasupra cetății Suceava și a trimis o ploaie cu grindină foarte puternică cât toți atacatorii care înconjurase orașul Suceava s-au speriat și au înțeles că este ocrotită de Dumnezeu și nu s-a mai atins de ea niciodată. Și de aceea Sfântul Ioan a rămas cumva ocrotitor al orașului Suceava și al întregii Moldove până când la 1642, deci mult mai târziu, domnitorul Vasile Lupu a adus moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a devenit ocrotitoarea Moldovei, a noii capitale a Moldovei, și împreună sunt cu alți sfinți ocrotitorii Moldovei. De Sfântul Ioan astăzi deci prăznuim această mare minune care a făcut-o Sfântul Ioan în data de 2 iunie. Moaștele sale, la un moment dat, pe 1680 și 4, au părăsit Suceava datorită invaziei regelui polonez Ioan Sobieski. Între ostaticii care au fost luați, a fost luat și mitropolitul Dosoftei, învățatul mitropolit Dosoftei, care a tradus saltirea pentru prima oară în limba română, a versificat-o,
care este sfânt canonizat, Sfântul Dosoptei, și a fost dus în Polonia de astăzi și a fost adus abia după 100 de ani, pe 1780, de către episcopul Dosoptei Herescu. De atunci ele sunt la Suceava, în biserica mănăstirii și Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, care este și centrul episcopal, și n-au mai fost niciodată clintite de acolo. Sfântul Ioan, deja este unul dintre sfinții cei mai mari care au moaște pe teritoriul țării noastre. Sărbătorile sale, deci, sunt această dată, 2 iunie și 24 de iunie. Este o sărbătoare foarte importantă, în care foarte, foarte mulți credincioși din Moldova merg și din Maramureș să se roage la moaștele Sfântului Ioan și toți îi simt ocrotirea, să fac procesiuni cu Sfintele lui Moaște. Și vreau să vă spun că toți cei care atunci când trecem prin Suceava să intrăm în acea prea frumoasă mănăstire a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, să vedem pe vechea bisericuță o frescă în care este pictată aducerea moaștilor sale, cum a fost întâmpinat în 1415 de către domnitorul voivod Alexandru cel Bun și de către mitropolitul Iosif cu tot alaiul lor, și să intrăm în această catedrală minunată cu atâta duh de rugăciune, iată de peste 600 de ani, să ne rugăm la moaștele Sfântului Ioan, mare har și mare bucurie, simțind rugându-ne acestui Sfânt Ioan. Aseară, deci, s-a făcut priveghere la toate mănăstirile din România și la unele catedrale închinate Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Aceasta este pe scurt, poate să mai vorbim despre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și atunci când va fi ziua lui de prăznuire, anume 24 iunie. Domnul Iisus Hristos, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale și ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi. Amin.